comentarii. Sorin Bursuc. Bursuc zice așa. Eu dacă l-aș întâlni pe Badea Mircea în vreun mall, vă dau cuvântul meu că îi dau un spray lacrimogen în față. Un defenol. Nu știu ce înseamnă asta. Că-i puternic. Sunt. Și după câteva picioare în gură, și după câte, nu știu să pună virgulă, dar am. Și după câteva picioare în gură acestui jeg ordinar. Deci, ce vrea Sorin Bursuc să-mi facă în cazul în care m-a întâlnit? Dar nu m-a întâlnit. Dar dacă vrei, ne dăm întâlnire. Deci nu e niciun fel de problemă. În vreun mall. Păi eu mă duc non-stop în mallul Dâmbăneasa, aproape zilnic. Deci Bursuc ia spray-ul și picioarele vin în mallul Dâmbăneasa. Așa, da, exact. Picioare am și eu. Tu aduci spray-ul. Da. Și... da, invocă desigur ăștia aici episodul cu motocicliștii, nasol. Ei au văzut, desigur, probabil, știind băsismul lor jegos, doar primul minut. N-au văzut cele 12 minute când au plecat aia cu coada între picioare din mână. Apropo, asta cu motocicliștii nu s-a încheiat încă. Se încheie curând. Stați pe recepție. Se încheie curând. Așa. Zice, mai departe. Stai. Că mai zice unul că îmi face. Da, că îmi face, că îmi lege. Hai mă, unde-i? Că sunt astea cu... colaboratorii lui Voiculescu, câți au mai rămas, trebuiesc linșați de populație în locurile publice. Dacă Badea afirmă asemenea chestii în Italia despre oricine, nu știu ce, personajul era linșat sau poate luat pe capota mașini, că nu știu să spună mașinii. Spun asta deoarece vreo 8 luni a fost adus un fascist mort și la înmormântare sute și sute de oameni l-au scuipat. Deci pentru niște fapte de acum 60 de ani. Ok, înțelegeți despre ce e vorba. Deci mi se promit tot felul de linșări, execuții, târâri pe capota mașinii, spray-uri în față și picioare în gură. Și... Cine vă ține? Vă imobilizează cineva? Asta. Mamă, ce aș face lui Badea? Cine te ține? Fă-mi. Sunt ușor de găsit. Foarte ușor. Fă-mi. Hai să vedem ce se întâmplă. Avem secvența aia? Absolut senzațională? Da, cu Dumnezeu pe pământ. Avem pentru o dedicație pentru doamna Udrea, cu care mi se pare că totuși am fost cam dur în emisiunea asta. Am zis că să fie legat, am zis foarte urât. Deci o dedicație specială. Nu știu cine este domnul. Am primit astăzi de la un prieten această secvență. Are 5 secunde. Nu știu cine este domnul. Mie mi s-a părut absolut, da, ok, am absolut fabuloasă secvență. Mi-a plăcut mult. Deci sunt fan și dedic această secvență într-o împăcare candidatei la prezidențiale, Elena Udrea. Thank you.